Chișinăul este gata să ofere regiunii transnistrene o autonomie largă de tipul celei din Catalonia. Declarația a fost făcută de premierul Republicii Moldova în cadrul unui interviu acordat publicației ruse Vedomosti. Suntem gata să oferim regiunii transnistrene o autonomie largă, astfel încât statul să fie unit și în același timp funcțional, iar ramurile guvernului să nu poată fi paralizate a priori. Desigur, ne putem elabora un document ambițios, dar nu cred că acesta va avea mari perspective. Șefciuc, la o conferință în Germania, a propus experiența Sudanului. Nu cred că e cea mai bună soluție în cazul nostru. Suntem o țară europeană și trebuie să preluăm exemplele țărilor europene, cum ar fi cel din Catalonia. Nu uitați, doar în Chișinău sunt mai mulți cetățeni ruși decât în toată Transnistria. Închei citatul, a mai adăugat premierul. Profesorii de la liceile cu predare în limba română din regiunea transnistreană vor primi un supliment la salariu în valoare de 400 de lei. Proiectul de decizie a fost adoptat de Cabinetul de Miniștri. În rezultatul examinării comune, Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familia, condițiilor în care activează cadrele didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din stânga Nistru și a orașului Bender, se propune ca să susțineți proiectul de hotărâre de modificare a hotărârii 381 pentru oferirea unui suport financiar persoanelor care muncesc în aceste instituții în valoare de 400 de lei lunar pentru motivație în plus și suport necesar. În fiecare an din bugetul de stat sunt achitate peste 2 milioane de lei pentru lefurile profesorilor din regiunea de est a Moldovei. Tiraspolul consideră că Moldova intenționat instigă spiritele în jurul situației școlilor cu predare în limba română din Transnistria. Despre acest lucru a declarat așa numita șefa a diplomației transnistrene, Nina Ștanski. Potrivit ei, folosirea elevilor în calitate de unealtă a rezistenței politice este total inadmisibilă și trebuie supusă dezbaterilor atât din partea comunității internaționale, cât și din partea publicului larg din Moldova și Transnistria. Precizăm că motiv pentru îngrijorarea Republicii Moldova a devenit blocarea la începutul lunii ianuarie de așa zisul inspectorat fiscal de la Tiraspol a contului bancar al liceului Lucian Blaga din cauza refuzului de a prezenta documentele de activitate și de a achita impozitele. Guvernul a aprobat un proiect ce prevede inițierea negocierilor și aprobării semnării acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, ce se referă la măsurile de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Se inițiază discuțiile pentru o sumă de 28 de milioane de euro, care este acordată de partenerii europeni pentru măsurile de consolidare a încrederii. Accentul va fi pus pe proiecte sociale de sprijin pentru localitățile din zona de securitate, proiecte care vor uni împreună comunități de pe malul drept și malul stâng a râului Nistru, astfel ca să contribuie la promovarea procesului de reglementare definitivă a conflictului transnistrean. Tradițiile și obiceiurile sărbătorilor de iarnă ale etniilor de pe ambele maluri ale Nistrului au fost traduse în scena la Râbnița. Aici, în fiecare an, sărbătorile de iarnă se încheie cu un spectacol al obiceiurilor de iarnă, culese din folclorul moldovenesc, ucrainesc și cel rusesc. De la colinde până la urături cu plugușorul, căprița, malanca și semănatul cu sorcova. Fiecare an, de acum este o tradiție, când colectivele populare și ucrainesc, și rusesc, și moldovenești, noi ne adunăm, tot timpul se petrece această tradiție noastră, cununa tradițiilor de iarnă. A participat colectivul popular Barvinoc, ucrainesc, care au venit cu colinde și felicitări cu sărbătorile de iarnă. A luat parte ansamblul de dansuri, colectiv popular Arnăutul, care a venit cu jocul babelor, cu căluțul și cu plugușorul cântat. A participat Busuioc Moldovenesc, colectiv popular,
au luat parte, am înșenat toate obiceiurile de iarnă, și colinda, plugușorul, căprița, sămănatul, sorcova împreună cu ansamblul de copii, sălcioară. Profesoara Valentina Nicolae din orașul Râbnița este și autoarea cărții Crestomația Dorului, despre tradițiile și obiceiurile strămoșilor. Ea spune că a cules vechile tradiții de la bătrânii din satele raioanelor Rezina, Râbnița și Orhei, ca mai târziu să le publice în cartea sa. Am cules foarte multe tradiții și obiceiuri din satul Molochișul Mare, Ofatinț, din satul Caragaș, Neza Vertailovca, din Mihailovca, raionul Râbnița, și din raionul Rezina, satul Horodiște, satul Lalova, din orașul Orhei, foarte multe tradiții. Și știți, mi-au plăcut foarte mult tradițiile și obiceiurile de iarnă, fiindcă toate sărbătorile sunt frumoase în felul său, dar cele de iarnă au un farmec aparte, fiindcă ele sunt așteptate de copii, de bătrâni și de tineri. Spectatorii s-au arătat încântați de prestația artiștilor și cred că tezaurul folcloric ale celor trei etnii este unul special și merită să fie transmis tinerilor generații. Și trebuie să duci să vedeți каждый рыбничанин, и взрослый, и ребенок, потому что здесь целый венок, это стали традиции и русских, и молдавских, и украинских. И надо бы, чтобы... А какой профессионализм у артистов? С каким вдохновением они все это исполняли? Как они зажгли зал? Я считаю, что вот эти традиции, эти обычаи должны быть сохранены, и что мы их должны передавать от сердца к сердцу, от поколения к поколению, от бабушек к внукам. Только тогда народ жив, когда он, когда крепкий и здоровый его корни. Эй, вы, братцы, обойдите, и быков попридержите, чтобы пели вам еще, но на улице темно, и нам очень холодно, и устали мы с дороги. Мы ребята рыбницкие, но коль мы пришли, вы нас послушайте, мы же желаем вам счастья. Радостных солнечных дней. От души мы вам желаем счастья, мира и добра, солнца, радости, веселья и красивый каравай. Пусть это сбудется в вашей жизни. С Новым годом, с новым счастьем! În raionul Râbnița locuiesc mai multe etnii, circa jumătate din locuitori fiind ucraineni, urmați de cei care s-au declarat moldoveni cu circa 30% și rușii, care constituie circa 17% din populația raionului. Pe teritoriul raionului mai locuiesc polonezi, bulgari, belaruși, evrei și alte grupuri etnice. Marina Angel, Ruslan Șulcan, de la Râbnița pentru Elita TV. În ajun de bobotează, creștinii ortodoxi vin la biserică pentru a lua apă sfințită. Se spune că aceasta este o pregătire pentru a sărbători botezul Domnului, care este una dintre cele mai însemnate sărbători creștine de peste an. Enoriașii din mai multe localități au făcut zeci de kilometri pentru a lua apă sfințită, dar și a asista la Sfânta Liturghie în ajunul bobotezei la Mănăstirea Saharna. Creștinii spun că această apă îi ocrotește de cele rele, le purifică sufletele și vindecă maladiile. Eu cred în Dumnezeu și mă simt mai bine când vine aici. Apă, eu mă curăț de toate păcatele de o viață întreagă. Să-mi fac aghiazm. Și ce o să faci tu cu dânsul? Până să-mi trebuiască să beau. Și crezi că la ce te ajută? La tot. Am vrut să ne rugăm să fie mai bine în lume. Azi este mare aghiazm la Biserica Saharna. Astăzi se face mare aghiazmă, această aghiazmă nu se adaugă, nu se preface. Asta este, lecuiește toate bolile, toate când avem o greutate, pe o boală. Ne rugăm la Dumnezeu și avem aghiazmă. Ea este lecuitoare și pentru noi, și pentru dobitoași, și pentru toate animalele. Sunt fel de obiceiuri să sfințesc acă, chiar și locuințele și... Mai știu, iar și ne stărâm și noi să nu uităm datele rămase la străbuni. Pentru casă, e bun pentru tot. Ajunul botezul Domnului și luăm aghiazmă, fie de leac, de stropit în casă, de Duhul cel rău. Pentru păzirea de rău, pentru curățirea păcatelor toate. Am venit, ne-am luat aghiazmă, am stat la Sfânta Liturghie de dimineață care a fost. Ne-a plăcut, suntem fericiți că avem apa sfântă
care lecuiește, păzește sufletul, casa. Starețul mănăstirii Saharna ne-a spus cum trebuie să ne pregătim și să întâlnim marea sărbătoare de Băbotează, dar și la ce ne ajută apa sfințită. Sărbătoarea de astăzi ca ajun a botezului este o sărbătoare semnificativă. Creștinii se pregătesc în acest ajun cu post și rugăciune pentru a întâlni mâine botezul Domnului, iar pentru a se curăți de păcatele sale, primesc această aghiazmă care se săvârșește numai de două ori pe an, în ajunul Bobotezii și în ziua de Bobotează, pentru ca să-și curățească păcatele, să se curățească sufletul, să-și lumineze cugetele și mintea sa, ca trecând vremea vieții noastre acestei pământești, cu inimă curată, cu ochi deschiși, curați, fiindcă apa mai are și o semnificație de a spăla și a curăți nu numai păcatele omenești, apa cea sfințită, dar și o folosim în toate zilele vieții noastre pentru a ne curăți fața și trupul nostru, pentru a fi curați, spălați și bine plăcuți. Iată, într-așa fel și cu apa sfințită ne sfințim lăuntricul sufletului nostru, a trupului nostru și ne facem curați pentru o viață dumnezeiască, pentru o viață apropiată de Dumnezeu. Se spune că fiecare gospodar aduce aghiasma acasă și la o săptămână după Bobotează stropește cu ea via și pomii ca să dea roadă, de asemenea vitele și păsările ca să fie sănătoase. După amiază, în ziua ajunului, preotul umblă pe la casele oamenilor sfințindu-le și vestind botezul Mântuitorului în Iordan. Ina Komarovski, Alexandru Cebotar, de la Rezina pentru Elita TV. Sportivii din Râbnița s-au mascat în eroi din basme pentru a le oferi o poveste copiilor orfani. Circa 50 de discipoli ai Clubului Sportiv de Arte Marțiale din oraș au organizat o adevărată sărbătoare pentru copiii de la școala internat din satul Popenchi și le-au adus în dar povestea. Рады видеть себя в гостях. Пока вы ехали к нам, я придумал с другом замечательную игру, которую мы сейчас с вами сыграем. Este pentru prima dată când sportivii mascați în babacluanța, țigănci, pirați, urși, veverițe și alți eroi din basme au evoluat în fața copiilor. Oaspeții au organizat concursuri și dansuri pentru copiii de aici. Organizatorii spun că au avut nevoie de două săptămâni pentru a se pregăti de eveniment. Lângă debutul în calitate de actor, discipolii Clubului Sportiv nu au ezitat să le demonstreze copiilor de la internat și cei ce fac zi de zi, lupte marțiale și dansuri sportive. Решили подарить ребятам праздник для того, чтобы они порадовались. Как бы мы решили почаще приезжать. Все-таки они нам рады, и им очень нравится, когда мы приезжаем. Мы любим сюда приезжать. Сам утренник мы готовили, ну, наверное, недельки две. Ребята нашего клуба как бы очень отнеслись хорошо к этому. Им очень понравилось участвовать, быть героями различными. Очень забавно было встретить они, когда мы все это репетировали. Им весело было. Я думаю, что ребята, которые сегодня здесь были участниками нашего утренника, я думаю, что им очень понравилось, потому что все ушли с светящимися глазами и с улыбками на лице. Нам очень понравилось. Белочка. Снегурочка. Дед Мороз. Это хороший такой пример
для все-таки единения, для единства, для социализации наших детей, когда они могут общаться не только друг с другом, но и с другими детками, учиться чему-то, знакомиться с новыми людьми. Это очень здорово. Праздник получился. Огромная благодарность всем людям, которые его устроили. Самое главное, это чтобы дети были здоровы. Самое главное, чтобы они были хорошо настроены. Это самое главное, для чего мы здесь все работаем. Они, это наша задача, чтобы их быт, их комфорт, их настроение, их здоровье были на высоком уровне. 205 copii din raionul Râbnița, care au rămas fără grijă părinților, se află în prezent la școala internat din satul Popenchi. Marina Angel, Ruslan Șulcan, de la Râbnița pentru Elita TV. Soluționarea conflictului transnistrean în formatul 5+2 este neeficientă. Despre acest lucru a declarat la Bruxelles președintele României Traian Băsescu la o întrevedere avută cu președintele Consiliului European Herman Van Rompuy. Cei doi oficiali au mai discutat și despre desfășurarea referendumului pentru independența Găgăuziei. Am simțit nevoia să atrag atenția asupra câtorva evoluții din Republica Moldova în așa fel încât să convin că trebuie accelerate procesele de apropiere, nu numai a Moldovei de Uniunea Europeană, ci și a Uniunii Europene de Republica Moldova. Situația pe care am prezentat-o a fost în linii mari următoarea. Am pornit de la situațiile de risc din Republica Moldova, situații care pot afecta parcursul european al celui de-al doilea stat românesc. Primul și cel mai important risc este Transnistria, unde pot să apară provocări, iar din punctul meu de vedere, formatul de negociere 5+2, care viza găsirea unei soluții pentru Transnistria, sigur o soluție favorabilă conceptului de integritate teritorială, suveranitatea Republicii Moldova, s-a dovedit ineficient. Formatul 5+2 nu a reușit să miște lucrurile înainte, mai mult decât atât, prin ineficiența sa, acest format a creat condiții, prin negăsirea soluțiilor, pentru consolidarea așa zisei statalități transnistrene. De asemenea, Băsescu s-a referit la Bruxelles și la posibilitatea găsirii unor resurse financiare europene pentru țara noastră. În cazul în care sunt resurse financiare necheltuite, să fie alocați accelerării procesului de interconectare energetică a Republicii Moldova la România și am vizat în mod deosebit varianta Isaccea Vulcănești, care este o variantă de 400 de kW, unde ar trebui mărită capacitatea punctului de transformare de la Isaccea și lucrări care să facă și pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se putea garanta utilizarea la Chișinău a energiei eventual furnizate pe această variantă. Președintele României Traian Băsescu a discutat cu președintele Consiliului European Herman Van Rompuy și despre problema regimului de vize pentru Republica Moldova. Transnistria speră că runda de negociere în formatul 5+2 din februarie va fi una rezultativă. Despre acest lucru a declarat șefa diplomației transnistrene, Nina Ștanski, pentru agenția de știri Novosti Pridnestrovia, citată de Infotag. De asemenea, Ștanski nu a considerat de cuvință să comenteze declarațiile recente ale președintelui României, Traian Băsescu, cu privire la ineficiența negocierilor în formatul 5+2. Astfel de aprecieri trebuie date în primul rând de conducerea Transnistriei și cea a Moldovei, deoarece anume pentru aprobarea și ulterioara realizare acestora, părțile, pe lângă mediatizarea internațională, elaborează anumite decizii la masă de negocieri. Ștanski a supus criticii acțiunile șefei misiunii OSCE în Moldova, Jennifer Braș, care, într-un interviu acordat recent, a declarat că subiectul privind statutul Transnistriei este primul pe ordinea de zi a negocierilor și că, de acum, la negocieri vor participa anumiți subiecti noi în formatul forului societății civile. Principalul negociator al Transnistriei a comunicat că i-a adresat lui Jennifer Braș o solicitare oficială cu privire la explicațiile complete ale declarațiilor sale recente.
Vești bune pentru pensionarii din regiunea de est a Moldovei. Autoritățile de la Tiraspol anunță despre majorarea pensiilor în regiunea transnistreană în trei etape, titrează agenția de știri Novosti Pămăr. Astfel, de la 1 februarie, pensia se va majora cu 8 ruble transnistrene, ceea ce ar fi cu aproape 7 lei. La 1 iulie va crește cu încă 10 ruble, iar la 1 decembrie cu 30 de ruble. Către sfârșitul anului, pensia minimă în stânga Nistrului va constitui 646 de ruble, adică în jur de 550 de lei. Poliția a depistat o țeavă metalică subterană care era utilizată pentru aruncarea deșeurilor în râul Nistru. Aceasta se întindea din orașul Otaci, raionul Locnița, până la Nistru. Potrivit oamenilor legii, țeava avea o lungime de 80 de metri și era conectată ilegal pe teritoriul unei întreprinderi producătoare de spirit. Fabrica nu dispunea de stații de epurare și arunca toate rezidurile direct în fluviu prin intermediul conductei. Acum sunt acumulate probe pentru a estima pagubele cauzate mediului ambient.